să notați și să vă amintiți peste vreme, de fapt până la anul viitor, că numele acestui concurs este al unui dascăl, un profesor din școala noastră și să țineți minte că profesorii rămân în sufletul discipolilor lor. Iar unul dintre acești discipoli este chiar Cătălin Țurcaș. Da, mie îmi place matematică, o să fiu mai scurt. Vă mulțumesc tuturor, îi felicit pe toți care au participat. În primul rând le mulțumesc celor care ne-au fost cu adevărat gazde, respectiv școlii Silvania, care întotdeauna s-au comportat la înălțime. Nu în ultimul rând, celor care au muncit pentru ca voi să vezi aceste subiecte astăzi, respectiv domnilor profesor Eckstein și Miheț și celor patru studenți de la Cambridge, pe care o să-i rog să vă spună, așa cum știu matematicieni, adică nu foarte lung, câteva cuvinte, pentru că sunt sigur că ei reprezintă cu adevărat exemple pentru voi. Apoi vom trece la festivitatea de premiere de la clasa 5-a, începând cu premiul 1, 2, 3, mențiuni și așa mai departe. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ne-ați onorat cu prezența și vreau să-mi cer scuze că ați așteptat atât. Știu că mi-a plăcut și nu trebuie glumit cu asta, dar cred că rezultatul final este mai bun, în sensul că lucrările și punctajele au fost atent corectate de către domnul profesor. Vreau să vă felicit pe toți, m-am uitat peste listele premianților și am văzut nume de copii care sunt premiați și la etapa națională și asta nu poate decât să mă bucure. Îi felicit și vă felicit pe toți. Sper că ați învățat ceva din acest concurs. Ce mă mai bucur este că de data aceasta am avut niște sponsori foarte generoși și vorbesc aici de editura Paralela 45 și editura Agil. O să vedeți că, spre deosebire de alte concursuri, în special la gimnaziu, primiți un pachet de cărți destul de interesant, mai ales premianții. Deci așa, cărți care probabil v-ar ajuta să vă pregătiți și pentru baraje și pentru etapele superioare ale Olimpiadei Naționale. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit și dau cuvântul unuia dintre colegii mei. Mulțumesc mult, Cătălin! Stăteam astăzi și mă gândeam, încercam să-mi aduc aminte cum era când participam și eu la concursuri de genul acesta, și nu prea mai mi-aduc aminte deloc ce premii luam la un anumit concurs, dar întotdeauna mi-aduc aminte cum stăteam și discutam cu prietenii mei, cum ar fi cei trei cu care acum am ajuns să pregătim un concurs și sunt foarte fericit că am ajuns să facem acest lucru. Deci, încercați să vă bucurați de concursul la care participați și cred că peste an o să vă aduceți aminte cu plăcere de ele. Mulțumesc! Bună seara! A fost o zi lungă, mă simt destul de obosit. Nu vă supăra asta, că fac greșeli gramatică sau ceva, da? Vreau să vă spun că mi-a făcut plăcere să corectez astăzi lucrările voastre, să încerc să descrecesc, nu știu, ce ați vrut să scrieți acolo. A fost destul de greu, a fost nasol, ce mai. Și vreau să vă spun să nu fiți dezamăgiți, nici dacă ați făcut 0 puncte, nu e nicio rușine. Au fost probleme destul de grele și dacă ați făcut un punct și locul întâi au avut puncte, nu foarte multe. Deci nu înseamnă că nu sunteți neapărat buni pentru matematică sau nu aveți stare. Vă mulțumesc mult pentru invitație, m-am simțit foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult să vă corectez lucrările. Vă felicit și pe toți cei care ați luat premii și cei care nu sau ați fost foarte aproape. Vă așteptăm și la anul mai bine pregătiți. Mult succes! Da, vă mulțumesc în mod special în numele tuturor și numele colegilor voștri din sală. Acum o să trecem la premiere.
Deci premiile 1, 2 și 3 vor primi medalii, cărți și câte o sumă de bani. Mă bucur că există două clase care, la care concurenții au obținut punctaj maxim. În concluzie, am suplimentat suma de bani pentru aceste două persoane. În același timp, mă bucur că există și din Șimleu premianți sau cu mențiune și aceea, ca și de obicei, din partea mea vor primi un premiu mare. Bun, deci începem cu clasa 5-a. Premiul 1 cu punctaj maxim. Harambaș Diana, Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Locul 2, de la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea, domnul Ceche Ștefan. Locul 3 se duce la Chișinău, domnișoara Gorgoș Ailin, de la Liceul Eliade. Mențiunea întâia se duce tot la Chișinău, Fotorobai Marius. Mențiunea a doua se duce la Sighetul Marmației. Marina Fiț Andrei. Și pentru că domnii profesori au considerat că este o egalitate aproape perfectă între 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elevi, au considerat și că trebuie să acordăm aceste 7 mențiuni numărul 3. Respectiv, cred că sunt în ordine alfabetică, de la Școala Gimnazială Simeon Bărnuțiu Zalău, Alex Antoniu. Apoi de la Liceul Teologic Baptist Emanuel Oradea, Cioară David. Școala Gimnazială Dacia Oradea, Cuc Vladimir.
și unul vine la Șimleu, la Școala Gimnazială Silvania, Ivo și Arina. Apoi, Școala Gimnazială Grigore Moisil, Mădăraș Paul. De la Liceu Avram, de la Liceu Avram Iancu din Zalău Negrean Daria. Am făcut convenția în fiecare an, poate că cei care sunteți pentru prima dată nu știți, cei care nu rămân la festivitatea de premiere le transmitem diplomele, dar care iau premii în bani, rămân fără banii ăștia. Eu cred că este corect, pentru că fiecare, gândiți-vă că și profesorii, colegii voștri stau ore în șir și corectează și cred că este cinstit și din partea voastră să rămâneți până la sfârșit. La Emanuel Gojdu, în Oradea, merge tot o mențiune să sară Oana. Da, trecem la clasa a șasea. Premiul întâi se duce, dacă bine rețin, în Republica Moldova. Mihalache Nicolae. Premiul 2 se duce la Școala Gimnazială Grigore Moisil, Turbuț Alex. Premiul 3 se duce la Colegiul Național Emil Racoviță, Răpeanu George. Sunt mențiunile merg, sunt patru mențiuni. Odată la Grigore Moisil, Ileș Ioan Rareș. Îmi cer scuze dacă cumva vă greșesc numele, nu este cu intenția. Apoi la Emil Racoviță, Cluj, Leonte Mihnea. Băiatul care a fost semăna bine cu fiul meu cel mic când era de vârsta lui. Tot mențiune merge la Ștefan cel Mare în Chișinău, Moroz Natalia. Mențiune se duce la Cluj-Napoca, la Colegiul Național Emil Racoviță, Trâncă Naomi.
Clasa 7-a, premiul 1. Pentru clasa 7-a s-a stat o oră jumate, pentru că a fost un subiect mai interesant. Merge la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, Coroian Vlad. Lider de clasa față de celelalte premii. Premiul 2 se duce în Sălaj, la Jibou, la maghiar Ana Maria, de la Lucian Blaga. Da, o să-mi lase banii mie, din păcate pentru ea. O să-i trimitem diploma și... Primul 3 merge la Oradea, la Liceu Baptist Emanuel, Trifan Octavian. Da, rugămintea mea este, am pățit și anul trecut, mă sună câte un părinte că, mă rog, treaba cu plicul. Deci regula este regulă, pe care trebuie să o respectăm toți. Am să-i depun la caseria primăriei, nu rămân la mine, nu-i nicio problemă. Da, și medalia mea. Succes! Bun, trecem la mențiuni. Mențiune merge la Grigore Moise în Satu Mare, domnul Putur Mac. La Colegiul Național Octavian Goga din Marghita merge mențiunea la domnul Sabo Florin. Mergem mai departe. La Mihai Eminescu din Zalău, elevul Costina Eduard. Și tot la Mihai Eminescu din Zalău, Pop Daria. Cei din Zalău stau mai departe și au trebuit să meargă. Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighetul Marmației, Țiplea Ștefan. Bun, trecem la clasa 8-a și aici o să dau două plicuri la premiul 1 pentru care punctaj maxim. Mergem Cluj-Napoca la domnul Crișan Dragoș, punctaj maxim. Premiul 2 se duce tot la Cluj-Napoca, la Colegiul Național Emil Racoviță, Petrindean Andrei. Premiul 3 se duce la Sighetul Marmației, Cotârlan Codrin. Mai rămâne în cumplit. Bun, mergem la mențiune. Se duce prima mențiune la Liceul Baptist Emanuel din Oradea, Pop Robert.
Da, următoarea mențiune se duce la Vramia Cunzalupo Bogdan. Următoarea mențiune la tot la Liceu Baptist Emanuel din Oradea, Tiutin Andrada. Bun, am terminat cu clasa 8, dar clasa 9. Premiul întâi se duce la Gheorghe Șinca, din Baia Mare, Tămâian Andrei. Premiul 3 merge la tot la Baia Mare, Horciulia. Mențiune, prima mențiune la Sighetul Marmației, Roșca Oana. A doua mențiune se duce la Cluj-Napoca, Vancea Gavrici de la Rakovița. Treia la Mihai Eminescu, Satu Mare, Maxim Georgiana. Bun, trecem la clasa 10-a. Locul întâi se duce la Zelina Mihai. Tot timpul ne ia premiile, în fiecare an. Vasile Lucaciu, Baia Mare. Locul 2 se duce la Emil Rakovița în Cluj, Crăciun Maria. Teofana Moisi. O să-i adăug plusul. Să se convinge și voi din celelalte localități pe primarii voștri când luați premiul să vă facă încă câte un cadou.
Mențiunea întâia merge la Oradea, Tiutin Cristina la Liceul Tehnologic Baptist Emanuel. Următoarea se duce la Zalău, Tătuș Gheorghe de la Silvania Zalău. Și ultima mențiune se duce tot la Oradea, la Liceul Baptist Emanuel Trifon Titus. Da, mergem la clasa a 11-a. Unde premiem, zis, dacă memoria mea este bună, cam aceleași persoane pe primele trei locuri în mulți ani. Locul întâi, Cuipuș Mihnea de la Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj. Am confundat. Mihnea spune că n-am mai fost la concurs. Sigur, Cicorta Șerban a luat-o locul întâi până acum, acum ia locul 2 la un punct. Distanță de Mihnea. Locul 3 se duce la Gheorghe Șinca în Baia Mare, Paul Cotan. Așa, mențiune, Racoviță, Cluj-Napoca, elevul Mihali Claudiu. Apoi următoarea mențiune merge la Oradea, la Liceul Baptist Emanuel, Morar Maximilian. Gheorghe Șinca în Baia Mare, elevul Bunar Adrian. Trecem la clasa 12-a. Premiul întâi se duce în Cluj-Napoca, la Liceul Teoretic Onisifor Ghimbu, domnului Bogdan Daniel Moldovan. Locul 2 se duce la Baia Mare, un prieten mai vechi de-a nostru, domnul Vod Cristian.
Locul 3 se duce la Oradea, la Emanuel Gojdu, zis cu Mihai. Jiscu, cred că se pronunță, nu? Mențiunile se duc la sală, la Silvania, Stare și Paul. Următoarea mențiune la Colegiul Tehnic API Zalău, Dezmerean Robert. Și ultima mențiune, tot la Zalău, la Silvania, Cincuiești, George. Bun. Uite, haideți să vă propun ceva. Cei care ați luat... care ați luat medalii, dacă mai aveți răbdare câteva minute, să vă faceți împreună cu colegii voștri o fotografie aici pe scenă. Încă o dată vă mulțumesc tuturor că ați venit, să ne întâlnim sănătoși în 2015 la concurs, să nu fiți supărați nici cei care n-ați obținut punctajul pe care l-ați fi dorit.